În ultima zi a lunii martie, locuitorii satului Budești au participat la evenimentul de recepționare și transmitere a două autospeciale, a unui tractor cu accesorii și a 1350 de pubele. Activitatea s-a desfășurat în cadrul unui proiect intercomunitar al primăriei Budești, cu sprijinul programului Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX. Proiectul Evacuarea și transportarea deșeurilor menajere Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița este implementat cu scopul de a îmbunătăți infrastructura locală de colectare și transportare a deșeurilor solide din 7 sate, care fac parte din cele 4 unități administrativ-publice locale implicate în proiect. Inițiativa respectivă va îmbunătăți serviciile pentru aproximativ 15.000 de persoane. Valoarea totală a proiectului depășește suma de 438.000 de dolari, dintre care contribuția agenției USAID reprezintă peste 287.000 de dolari. Primăria Chișinău a alocat în 2022 din bugetul municipal 2.600.000 lei pentru construcția complexului, care include un garaj destinat tehnicii de salubrizare, încăpiri administrative și pentru angajați. Lucrările au un cost total de 7.600.000 lei. Mă bucur foarte mult pentru localitatea noastră, pentru Budești, Cruzești, Tohatin și Colonița. Să fie într-un ceas bun. Gospodăriile care au încheiat contracte de prestare a serviciilor de colectare a deșeurilor vor primi gratuit câte o pubelă.